Campanie de sterilizare a câinilor în municipiul Motru. Săptămâna viitoare, locuitorii sunt așteptați cu animalele de companie la medic. Noi am început acea campanie de sterilizare la nivelul județului Gorj, campanie în care fac parte 55 de primării. Ieri am fost în municipiul Motru, unde împreună cu domnul primar, cu domnul Cosmin Morega, am mers și am vorbit cu oamenii din localitate și le-am explicat ce înseamnă sterilizarea animalelor. Și toate i-am informat că săptămâna viitoare, mai exact marți 31 mai, vom merge cu clinica veterinară pusă la dispoziție de cei de la Pro Animals și cei care se și ocupă de sterilizarea animalelor în localitate. Toți cei care locuiesc în Motru vor putea veni în ziua respectivă să sterilizeze gratuit câinii și pisicile. Vreau să fac o mențiune pe această cale. Se vor steriliza gratuit doar câinii care nu sunt de rasă. Am mai avut și solicitări din partea celor care au câini de rasă. La cei care sunt de rasă trebuie să plătească. Până acum, în două localități au avut loc astfel de acțiuni. Pot să vă spun că până acum am efectuat campanii de sterilizare în Dănești și Târgu Cărbunești. Campaniile au fost, din punctul meu de vedere, foarte bine primite de către locuitori. La Dănești am sterilizat aproximativ 47 de câini, iar la Cărbunești 50. Deci, practic, în două zile am reușit să sterilizăm 100 de câini. Exact cum am spus-o și o spun de fiecare dată, pentru a rezolva această problemă trebuie să mergem la firul ierbii, să mergem din poartă în poartă, să vorbim cu cetățenii și să le explicăm de ce trebuie să facă acest lucru. Nu este o variantă să omorâm animalele, cum se dorește prin alte părți, doar ce până la urmă și ele sunt niște suflete. Noi trebuie să încercăm să rezolvăm această situație și să îndreptăm lucrurile care s-au făcut în ultimii ani. Știu, nici eu nu sunt de acord cu câinii pe stradă, să nu se înțeleagă greșit, dar nici să-i omorâm. Trebuie să găsim soluții astfel încât să nu mai fie să se mulțească atât de mult sau să fie aruncați pe marginea drumului. În Târgu Jiu, autoritățile caută o firmă specializată care să se ocupe de problema câinilor fără stăpân.